No chat, bine v-am regăsit la un nou replay. Acest joc aproape nuke de la domnul Cătălin. Sper că am nimerit replay-ul care trebuie. Să și văd unde e. Cătălin Antonio, uite-l aici. T90, bune, dragule. T90, a, interesant. Să vedem ce-i poate piele. Un om la care n-am mai reacționat până acum. Din ce țin eu minte în memoria asta de veveriță. Bun, harta clasică. Nu e clasică că e nouă, dar e copie după aia clasică, știți voi. Meci pe realistic. Și să vedem ce se întâmplă. Să spam acolo, crezut că prinde pe cineva la interval, n-a fost să fie. E 1-1, nu prea are cum să-l vadă de la... Mamă, zi... Vreți pe ce grafici joacă, că a fost cam... Cam... Eu pe graficile mele nu-l vedeam, aia știu să vă zic. Poate fi văzut și cum a fost spotat și o fi dat mai la ghici. Ai scos ținta fix când... Era Abrams acolo. Dar l-a scos. Hai zic că fixe și Abramsul de pe colț și el se întorcea. Nu știu, poate o fi tras o țără și la ghici, cum a fost spotat. Dar de văzut cam foarte greu, de aia zic. Cel puțin eu pe graficile mele nu. De asta am devenit mult mai open-minded cea de mult. De altfel că am mai zis și în alte replay-uri. Că o grămadă de variabile care poate să influențeze gameplay-ul unei persoane. Și chestii pe care eu le văd de aici, dar de fapt nu corespund cu realitatea. Prin simplu fapt că replay-urile sunt buguite și nu funcționează cum trebuie. Ai zis că îl flanchezi, că te bagi pe aici. Nu, nu mers, apare nu mers. Ți-ai luat țapă. CV-ul, l-au scos. Ha, i-a dat Temo. Frumos. Nu, asta e tot în stânga aici. Vă rotiți unul după altul. Respect, Kendama. Deci v-ați rotit ca nebuni unul după altul. Dar l-ai scos, măcar aia e important. Și pe cum ziceam, scurmă de chestii. De la simplu fapt că replay-ul e buguit, poate fi buguit și nu arată cum trebuie, la rezoluția pe care cu care joacă playerii. Și na, dimensiunea monitorului, ați înțeles, detalii de genul, setările de calitate, da, ați prins voi ideea. Sunt o grămadă de chestii care pot influența, dacă joacă cu căști sau nu joacă cu căști. De aia zic, e delicat, e de finețe. un leopard 1-5, iar vedeți, ați văzut? M-a arătat că zice în turnul dreapta. De el deja o tras și s-a dus fix pe player. Bă, ce-am uitat, nu pot să creu, mucio. Cum mă să uit? Uite-mă. Cum să uit să facem noi pentru thumbnail? Vai, am zis-o de parcă sunt moldovean din ăla care dă țepe și fură clipuri de pe internet și le traduce. Da. Care dintre ei? Nu știu, că s-o grămadă. Care fac din astea. Și ironia sorții face să fie toți moldoveni. Dar după să zică că ai ceva cu moldovenii, nu că sunt niște oameni care ciordesc clipuri și le traduc. Oh, da. Am uitat prea mult la LOSPA, știu. Bun. Ce n-ați observat voi, cât am pălăvrăgit eu, văzut că punctul A se capturează și se întoarce în el să-l decaptureze. Atent, stânga-dreapta, frumos, îmi place. Intră în punct. Și tu, da, în special el. La tine a fost cât de cât mai scuzabil, de la el, care chiar campa și se aștepta să vină cineva peste el. Urât. Tu a reacționat prost, nu ți-o tras cum trebuie.
Oh, leopard 2 pulă, cred că l-ai auzit. L-au auzit, sigur l-au auzit. Vă zic sigur că l-au auzit. Că de-aia s-a uitat după el. Ce ești acolo în colț? Un ghepard? Ia vezi mă, și ghepă l-a decapitat. Mamă, uite-ți 2 pulu până unde mere, bro! Bro, nebunii 2 pulu! Bro! Ăsta flanchează toată harta prin râu și nu-i face nimeni nimic. Piși pe mine. Aici e LVAD-ul. Mamă, dați-o pușcate LVAD-ul, bro. O rachetă din aia nervoasă. Nașpa. Ce mai întâmplă, Cătăline? Se mai întâmplă? T-80B. Tanculeț. Nu știu. Pentru mine tangurile, membitiurile de la rușe sunt toate la fel. Da mă, știu, unul are diesel, unul are turbine, unul are motorul pus cumva, unul are motorul pus altcumva, transmisia diferă, da mă, de acord, dar lăsați-mi pe mine să yapping aici, bine? Lăsați-mă să par aici, bad boy, plajă. Ce crezi că zic cuvântul ăla cu plaja? Ok. Am schimbat-o de pe roșu pe negru. Ținta. Și să vedem ce și cum se întâmplă. Văd că vine A. Evident, i-a plăcut A-ul să-l joace meciul ăsta. Și poate în general numai meciul ăsta. A, s-a văzut. Și văd că chiar l-a văzut și l-a scos. Mamă. Băi, ați văzut că pe animație arăta că nu i-a făcut cam nimic? De-aia zic. Tință, cred că e de la replay buguiala mai degrabă. Și chiar i-a făcut ceva. A, intră în punct. Mă, un match frumușel. STRV-ul se vede. Deci, pentru o fracțiune de secundă s-a văzut STRV-ul. Uite-l. L-ai văzut. Bune. Leopardul l-a scos. L-a scos. Nu, sincer vorbim, și dacă făcea punctele de nuke în momentul actual, dacă le făcea, nu avea timp să le dea. Deci chiar dacă scotea STRV-ul ăsta la alți, ce cum era, dai. O scos STRV-ul Leopardunule. Uite, 2127 de puncte. Dacă scotea Leopardul, cred că avea la 2300-2400, deci tot n-avea. Și dacă ar fi avut, deja nu mai era timp. Ce să zic, chat? Match bun, mi-a plăcut. Păinuț, scurt și la obiect. Cu praș în bias. Ce să zic? De putut mai bine, nu cred că se putea scoate mai mult din cât s-o scos deja din meciul ăsta. Nu. Ce să zic, chat? Hai urea cu LVAD-ul cum l-a pălit acolo, în rest. Toate bune și frumoase. Eu vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Lăsați-vă părerea în comentarii, până atunci v-am salutat, ciao!